Numărul tezelor pe care trebuie să le susțină elevii în acest an se va reduce ca excepție de la regulă în contextul epidemiologic actual, potrivit unui ordin de ministru. Astfel, elevii de gimnaziu vor avea doar două teze, nu trei ca acum, iar liceenii vor da trei teze în loc de patru. Pentru a facilita încheierea în bune condiții a anului școlar pentru elevi, au fost realizate o serie de modificări atât în structura regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cât și au fost aduse o serie de precizări în ceea ce privește tezele sau lucrările semestriale. Astfel, elevii de clasa a 8-a, care până acum susțineau 3 teze, vor susține doar 2, iar elevii de liceu, în loc de 4 teze, vor susține doar 3. Sigur, în cazul unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, se mai adaugă teza la limba și literatura maternă. Astfel, elevii din clasele 5-8 vor da teza atât la limba și literatura română, cât și la matematică. În cazul liceenilor, tezele sunt stabilite în funcție de profilul liceului, cu mențiunea că în cazul în care un elev alege să dea teză la o anumită materie, opțiunea rămâne valabilă pentru ambele semestre ale anului școlar. În primul semestru, tezele vor începe din data de 6 decembrie.